Rude, prieteni, pasionați sau doar curioși, băcăuanii au fost prezenți într-un număr mare la baza 95 aeriană Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu. Cu toții au venit să se bucure de spectacolul aerian organizat cu ocazia comemorării celor 70 de ani de la ultimul zbor de luptă al unuia dintre cei mai importanți membri ai aviației de vânătoare românești. De ce ai venit astăzi la bază? Pentru că îmi plac avioanele mult și baza militar să văd și eu. Ce ți-a plăcut cel mai mult din cadrul evenimentului? Asta, avionul ăsta mare care a zburat acum. Pentru mai multe detalii, probabil noutățile care le avem în dotate în armata română și pentru că mă simt în domeniu. Ce v-a plăcut cel mai mult? Cele mai moderne avioane care le mai avem. Sperăm să ne dotăm mai multe performanțe. Să arătăm copiilor ce valori avem. Ce v-a plăcut cel mai mult? Tot. Parada, începând cu parada, MIG-ul, avioanele în care au arătat. Ce pot aviatorii? Ca să ne delectăm. Controlată de grupuri de insurgenți. Ca să ne delectăm în compania aviatorilor. A fost nevoit să se catapulteze zona ostilă. Tot. Și un grup de insurgenți încearcă capturarea pilotului. E ceva frumos, e ceva sublim. Tot. Pentru fetiță. Îi plac avioanele și puteam să o dau jos din elicopter. Era apasionat de tot timpul. Și ceva, forțele inamice încearcă normal să găsească pilotul românesc. Și n-am vrut să ratez. Pe parcursul evenimentului, băcăuanii au putut urmări demonstrații spectaculoase cu ajutorul aparatelor de zbor MiG-21 Lancer, IAR-330L, Puma Socat, IAR-99 Shoim sau C-27 Spartan, aparținând forțelor aeriene române.